Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și crește moralul să... Bună dimineața, oameni buni! Ne pregătim să intrăm în această emisiune în care vom bea o cafea, video cafea, dar și cafea, împreună cu unul dintre oamenii cu care am făcut mai multe emisiuni și care încet, încet a făcut pasul de la antreprenoriat spre ceea ce înseamnă administrație publică locală, fără a neglija primul dintre aspectele menționate înainte. Înainte de a-l prezenta, să vă spun, bancul dimineții mi l-a trimis cineva în această dimineață, chiar înainte de emisiune, spune cam așa: atenție român, de la 1 iunie jandarmeria va amenda pe toți cei care nu se relaxează. Așa că noi ne relaxăm împreună cu domnul Adrian Jucan, managerul de la Platinum Optic. Cred că nu există nemțean care să nu fi văzut măcar reclama, dacă nu a trecut prin cele mai multe puncte în care se oferă tratament și tot ceea ce ține de vedere. Deci, domnul Adrian Jucan, bună dimineața, bine ați venit la cafeaua de dimineață. Bună dimineața, domnul Bălănescu, bună dimineața tuturor urmăritorilor dumneavoastră. Mă bucur să mă aflu din nou în compania cafelei pe care dumneavoastră o oferiți cu generozitate. Sper să vă și placă. Îmi place de fiecare dată și plec așa plin de energie de la dumneavoastră. Mă bucur că dumneavoastră plecați plin de energie. Sunt unii care nu mai vor să vină, că zic că, domnule, mâncăm energia. Dar nu contează. Astăzi vă propun o discuție care s-ar putea până la urmă să devină mai aprins așa. Eu sunt foarte curios. Probabil că mulți dintre cei care ne mai urmăresc așa sunt adevărat. Cum funcționează, domne, parlamentul ăsta local, Consiliul Local al municipiului Piatra Neamț, ca să cităm municipiul din vremuri revolute? Cum funcționează? Astăzi sunteți de 5 luni în ciorba asta, ca să spunem așa, a Consiliului Local. N-ați avut gânduri foarte mari la un moment dat, pe vremuri când făceam noi primele emisiuni, când ziceam de politică? Așa, parcă știți, spuneam să calc, să nu calc zona respectivă. Ei, cum funcționează? Că sunteți nou venit în zonă și trebuie că ați dat cu capul deja de barierele birocratice. E un subiect foarte amplu, dacă o e așa, și în cele 5 luni aproximativ, da, 5 luni și puțin de când am depus jurământul de consilier local, mi-am făcut o cât de cât organizare în gânduri față de cum erau ele înainte de a intra. E diferit, știți cum e, teoria, practica bate teoria tot timpul. E diferit față de cum se vede din afară. Din capul locului, trebuie să spun că un consiliu local, ca să funcționeze, are nevoie și de oameni cu experiență. Deci, dacă îmi puneam problema dacă pe 27 septembrie s-ar fi ales toți consilierii municipali noi, Consiliul Local cred că nu funcționa o perioadă, pentru că sunt niște proceduri pe care trebuie să le cunoști. Trebuie să le cunoști și... În rest, ce vede publicul larg, doar ședințele de Consiliu Local, doar ședința de Consiliu Local, pare că e ceva care trece repede și fără prea mare impact. Pare o mică comedie. Nu e o comedie, deci, nu se spun bancuri. Nu, bancuri nu se spun, dar câteodată se mai fac câte un banc. Deci nu, adică chestia aceea, eu nu pot să o înțeleg, am câțiva ani de când urmăresc ședințele de Consiliu Local, niciodată nu pot să înțeleg de ce nimeni din Consiliul Local nu face un lucru simplu. Domnul președinte, pentru cei care ne urmăresc, despre ce, explicați în cuvinte simple despre ce este vorba în această hotărâre. Păi nu că am discutat în comisii. Da, dar tot voi ați discutat în comisii. Nu publicul.
Adică este o chestie care ar mări durata ședințelor cu fix 4-5 minute, 6 minute, 7. Deci este vorba despre amplasarea unui cort în zona cutare. Ca să știe am și... Am mai auzit ideea asta la dumneavoastră și nu știu cum ar fi, dacă ar avea vreun impact pus în practică. Până la urmă, ședințele de Consiliu Local sunt urmărite de puțini oameni. Deci asta este adevărul. Dar eu vreau să fie din ce în ce mai mulți oameni care urmăresc. De ce nu urmăresc oamenii ședințele de Consiliu Local? Vă spun eu, sunt președintele, domnul Teodorescu e acum președinte, nu? Acum va fi domnul Obreja. Sau domnul Obreja. Și mai bine, că e didactică chestia. Și începe ședința. Bună ziua! Propun la vot procesul verbal al ședinței trecute. Ok. Cine este pentru, cine este împotrivă. Bun, trecem în ordinea de zi. Proiectul numărul 1. Comisia 1. De acord. Comisia 2. De acord. Comisia 3. De acord. Comisia 4. De acord. Trecem la vot. Cu 12 veturi pentru și 11 împotrivă, proiectul a trecut. Hello? Care proiect? Văd că știți despre ce proiect? Deci puteți să veniți în hello? Despre ce proiect este vorba? Titlul proiectului este anunțat. Nu se intră în măruntaiele proiectului. Nu, dar nu în măruntaie. Deci nu, de exemplu, proiectul pentru schimbarea HCL din data de... Ăsta e titlul proiectului. Deci proiectul numărul 16 pentru schimbarea HCL din 2018. Oată despre ce este vorba? Că trebuia să scriu prescurtat unul acum. Unul din lucrurile importante este ca cel puțin consilierii să știe despre ce este vorba. Deci asta este prima bază. Deci apoi ați atins un punct important. Cel puțin consilierii să știe despre cel puțin consilierii să știe despre ce este vorba. În al doilea rând, persoanele care sunt interesate pot să găsească proiectele pe site-ul primăriei și să intre să le citească din firan păr. Eu nu știu dacă va avea un impact extraordinar să se nuanțeze mai mult proiectele de hotărâre înainte de a se trece la vot, dar cred că, uitați, poate când voi ajunge o președinte de ședință a Consiliului Local, atunci voi încerca și varianta aceasta. Am înțeles, am înțeles. Așa, eu sunt rădător, ca să spun așa. În rest, cum funcționează un Consiliu Local? Ați pomenit și dumneavoastră de comisii. Acolo este o treabă mult mai amplă decât în ședințe efective, pentru că acolo sunt discutate proiectele în amănunt, mare parte dintre ele, cele care mai suscită niște semne de întrebare, acolo unde, pentru că în comisii sunt reprezentanți ai tuturor partidelor și fiecare vine cu un punct de vedere. Surprinzător sau poate așa este în politică. Nu întotdeauna ceea ce se exprimă la comisii după aia este susținut și în plen. Stați că aici m-ați pierdut. În sensul că spui la comisie că sau nu adresezi unele întrebări la comisie sau spui că ești de acord cu un anumit aspect în comisie și apoi când ești în plen votezi împotrivă sau te abții. Dacă aveai niște probleme care nu erau clar lămurite, întreabă-le, pune-le pe masa de discuție acolo, când poți să chemi și aparatul de specialitate din primărie și să-ți dea lămuririle necesare sau tot ce mai e nevoie ca să poți să iei o decizie în cunoștință de cauză. Pregătirea pentru lucru pe comisie, mie cel puțin, nu știu dacă tuturor consilierilor, dar cred că tuturor consilierilor, ți-a destul de mult timp, pentru că de multe ori sunt multe proiecte și să le treci în revistă, să le parcurgi, îți ia ceva timp. Nu mai spun de cadre ca să le mai și înțelegi apoi. Apoi, asta este una dintre activitățile cele mai importante. După aia sunt este calitatea de reprezentant al Consiliului Local în diverse organizații. Bun. Haideți să rămânem un pic în zona asta ședințelor de Consiliu Local, adică până la ședințe, că ședința este o formalitate de cele mai multe ori când ai o majoritate. Da. Deci ședința este o formalitate de cele mai multe ori. Până acolo, deci dumneavoastră primiți
proiectele de hotărâre. Pe mine mă interesează, înainte de a primi proiectele de hotărâre, s-a întâmplat să fiți consultat pe o viitoare hotărâre de Consiliu? Adică, se dau un exemplu nefericit acum, nu știu, Parcul Zoo. Da? Nu discutăm, nu intrăm în amănunte, că eu am părerea mea și probabil aspectul dumneavoastră. Se întâmplă, domne, vrem să facem o hotărâre, dar nu Parcul Zoo, o hotărâre oarecare. O hotărâre. Voi ce părere aveți? Că voi va trebui să ridicați mâna, să o aprobați sau să o infirmați. Întotdeauna. Adică nu pot să, mai ales pe cele hotărârile, proiectele de hotărâre că sunt proiecte de hotărâre care, cum să zic eu, vin într-un mod normal. Adică anual trebuie făcute anumite proiecte de hotărâre. Bine, nu discutăm. Astăzi ședință de deschidere a locului pentru vaccinare din mașini. Exact. Deci astea sunt lucruri pur administrative. Eu vorbesc despre lucrurile importante. Deci pe orice proiecte de hotărâre, cel puțin până la urmă, inițiatorul proiectelor de hotărâre de cele mai multe ori este primarul municipiului Andrei Carabelea. Și acum săracul nu prea mai are pe cine să pună să inițieze hotărâri decât grupul PNL sau grupul PSD. Exact. Și asta nu că l-aș plânge. Am zis săracul așa în general. Nu e de plâns, el se descurcă foarte bine și extraordinar în condițiile acestea, dar lipsa a două persoane din conducerea executivă a municipalității este importantă, pentru că te mai putea degreva de anumite activități pe care le ai de făcut. Așa este. Primarul constituie o listă de proiecte de hotărâre pe care le propune, vine și le discută cu grupul de consilieri, înainte de a fi convocată ședința. Ce părere aveți? Asta ar fi bine, vreți să mai modificăm ceva aici? Apoi se anunță ședința de Consiliu Local, se fac publice proiectele de hotărâre, după care se discută pe comisii, ele mai suferă mici amendamente acolo unde sau mici modificări. Plenul ședinței. Am înțeles. Eu tare aș vrea să asist, și având în vedere că ședințele de comisii sunt și ele publice, cred că va fi mai interesant să transmitem o ședință de comisii decât una de Consiliul Local în plenul ei. Știți, este interesant. Atunci când ai cameră în comisie, s-ar putea ca lumea să fie ceva mai reținută și este un dialog deschis, știind că nu te vede toată lumea. Că știți cum e? În politică eu nu am învățat foarte bine chestiunea asta, nu știu dacă am să o învăț vreodată. Trebuie să fii foarte atent atunci când există posibilitatea să te urmărească mai mulți oameni. Da, și mai ales dacă rămâne undeva înregistrat. Dar de ce? Pentru că așa... Eu n-am să știu dacă am să o învăț vreodată. Și se încearcă să se speculeze. Se transformă dintr-o părere pe un anumit subiect personală, se transformă într-o părere politică și atunci poate suferi modificări. Da, este foarte simplu. Vreau să fac o precizare în această ședință. Această părere este una personală, nu una a grupului politic. Ba da, dar se poate spune. Nu există. Într-un partid democratic. Se poate spune, dar nu mai stai mult. În sfârșit. Asta este o replică pe care o să o țin minte și-o pun acolo. Nu, chestiunea este importantă. Ai păreri personale, le spui în cadrul partidului. Nu te duci așa haiduc totuși. Până la urmă faci parte dintr-un grup, nu o iei așa singurel pe câmp și... Bun, dar dacă partidul, de exemplu, spune acum, domne, interzicem pe raza municipiului Piatra Neamț dezvoltarea firmelor care se ocupă cu optometria. Îmi spun părerea în cadrul partidului că este o decizie total greșită și cu un impact negativ. Dacă majoritatea decide altfel, eu mă retrag. Din partid. Mi se pare corect. Da, mi se pare corect. Deci atunci când principiile mele sunt încălcate sau sunt chestiuni peste care nu poți să treci, te retragi. Dar să faci o... Acum depinde.
Nu discutăm pur teoretic, să faci un fel de dizidență în cadrul unui partid nu este de dorit. Deci imaginea pe care o transmiți, decât dacă chiar lucrurile iau razna cu totul. Bun. Deci în momentul acesta o primărie, cum e Piatra Neamțu, nu are viceprimari sau are voluntari pe post de viceprimari. Da. Ceea ce până la urmă poate fi interesant, așa, dacă stăm să ne gândim bine. Este visul oricărui ONG-ist să lucreze ca voluntar într-o primărie. Da. Nu știu. Ați simțit, în calitate de consilier local, aceste greutăți de administrare pură din primărie? Adică, nu știu, vi s-a plâns primarul? Nu că am o legătură destul de strânsă cu domnul primar Andrei Carabelea și atunci clar că când mai ajung prin biroul dânsului și văd sutele de documente care trebuie parcurse, semnate, analizate, cum Dumnezeu reușește tot timpul întrebarea pe care dau ceva din culise, ca să zic așa, întrebarea pe care eu adresez sau sfatul pe care, recomandarea pe care o fac este: încearcă să te degrevezi de lucrurile simple și să te gândești la lucrurile mari tot timpul. Așa este. Atunci când îți lipsesc doi viceprimari, ai și multe lucruri simple pe cap. Și lucrurile astea îți ocupă timpul, te consumă, îți iau din energie și când ajungi să te gândești la lucrurile mari, vezi că ești epuizat sau deja ziua a trecut. Astea sunt niște aspecte care sper eu că vor veni ușor, ușor și prin experiență și prin rezolvarea acestei chestiuni a domnilor viceprimari. Păi astăzi e 12, suntem în 12, mâine este un termen. Da, urmează recursuri. Da, nu știu, este o situație extraordinară. Legiuitorul, nu știu dacă am să gândesc. Eu ce nu înțeleg apropo de situația asta este de ce nu se acționează cu celeritate în cazurile astea. Nu știu nicio. De ce nu se acționează cu celeritate și acum asistăm la scandalul acela cu curțile de apel, cu ministrul justiției. Păi da, chiar nimeni nu are interes să existe niște complete de judecată care să judece cu celeritate cazurile acestea. Pentru că nu e singurul caz, probabil, din țară. E singurul caz în care la un municipiu nu avem doi viceprimari. Da. Dar, adică, suntem în mai. Mai. În mai. Avem acțiunea de prin ianuarie, februarie, dacă nu mă înșel. A doua, prima este. Da, da. Așa. Și nu avem decât primul termen de judecată. Adică, mi se pare aberant, da, sau interesat. Nu. Este probabil că se intră pe o procedură care este respectată cu siguranță. Nu este o cauză care să intre pe altă procedură care să se parcurgă mai rapid și atunci astea sunt termenele din justiție în momentul de față. Dar, într-adevăr, e o situație care pune puțin frână la niște lucruri care poate ar putea să meargă ceva mai repede. E adevărat că viceprimarii voluntari, cum le spuneți dumneavoastră, voluntari asumați, am spus. Asumați, eu. Da. Se implică, dar una este când nu poți să iei decizii. Păi nu te poți duce să spui că eu sunt viceprimarul, că te trezești cu o scatoalcă. Dacă se supără unul, îți dă o scatoalcă. Ce e, bă, viceprimar, că e suspendat, hai fă pași de aici. Ei, asta nu înseamnă că trebuie neapărat să se recurgă la aceste scatoalce. Nu, dar zic, adică poți să te trezești și cu o chestie de genul ăsta. Chiar de la angajația ei sistemului, nu? Eu sunt curios dacă vreun viceprimar va recunoaște vreodată să-l întreb, să-i spun, cum au fost primele zile când ați fost viceprimar după ce ați depus, nu știu dacă depun jurământul, au fost ales viceprimar, da? Și cum au fost primele zile când ați fost suspendați? Cred că în primele zile nu mai aveau praf nici subțoară.
după ce au fost suspendați. Nu știu dacă le mai răspundeau toți la bună ziua. Până atunci le dădeau alții bună ziua. Da, este altă poveste. Domnul Bălănescu, fără discuție, aduce o mică degringoladă așa în cadrul organizației, în cadrul primăriei. Pentru că, până la urmă, toată lumea nu știe exact ce, în ce calitate ești acolo. Ai să fii, n-ai să fii. Jocurile astea politice aduc schimbări, iar funcționarii, multe persoanele care lucrează în primărie, sunt de mulți ani acolo, au venit un primar, a venit un viceprimar, da, au plecat. Și dacă se spune că, în general, oamenii, când sunt acțiuni de împădurire, plantează salcâmi, stejari, de obicei funcționarii le place să planteze sălcii. Știți de ce? Pentru că ele se mlădiez, fac ușor, în funcție de cum bate vântul. Ei trebuie să-și facă treaba lor, fiecare trebuie să-și facă treaba. Acum că vine o conducere executivă care Nu-i vorba. Ei ar trebui să-și facă treaba. Aici este problema. Din discuțiile din culise cu domnul primar, este mulțumit de cum își fac treaba funcționarii din primărie? Este greu să spui că este mulțumit sau este nemulțumit. Eu așa privesc lucrurile și domnul Carabelea privește la fel. Lucrurile pot fi îmbunătățite. Deci lucrurile pot fi îmbunătățite pe diverse departamente sau servicii. Ele pot fi îmbunătățite. Am înțeles. Haideți să mergem mai departe. Deci, ședințele de... Ne-am lămurit noi așa cum e cu Consiliul Local. Dar aș vrea să văd, să-mi spuneți cum funcționează frăția între partide în Consiliul Local. Pentru că în momentul acesta, nu avem viceprimari. Pe de o parte, pentru că grupul consilierilor, în principal pentru că grupul consilierilor PSD și aliații, dar nu mai știu cine sunt aliații acolo, așa, au făcut plângere, da? La contencios, de aici a urmat acțiunea prefectului, etc., etc. Cum funcționează frăția asta? Pentru că eu am zis așa, băi, luptă a dracului de mare acolo, până la buget. La buget, deci lucrurile au mers înainte, nu? Da. Inclusiv cu votul PSD. Da, cu niște amendamente pe care grupul consilierilor PSD și PMP le-au făcut. Au trecut amendamentele respective și a trecut și bugetul. Haideți să traducem. Să traducem pentru cei care se uită, nu pentru deci, cunoscători. Eu nu am urmărit dezbaterea bugetului până anul ăsta, dar înțeleg din ce reacții am văzut în presă în special, că anul acesta a fost o dezbatere reală a bugetului, în sensul că s-au făcut întâlniri, s-au făcut publice, puteau să participe oricine, să vină cu amendamente, să pună întrebări vis-a-vis de cum arată construcția bugetară pentru anul 2021. S-a făcut o dezbatere. În același mod, acest buget a fost discutat în cadrul majorității PNL-USR Pro-România și la fel, domnul Carabelea i-a invitat pe cei de la PSD, PMP și să le afle punctul de vedere vis-a-vis de buget. Au venit, au discutat și au pus vrem asta, vrem asta, nu vrem asta, nu știu ce s-a făcut. Cam ce amendament, cu ce amendamente au venit dânși și care au convins majoritatea? Au fost niște redirecționări de sume pe câteva proiecte sociale, așa cum este și doctrina partidului, cu unul dintre ele pe partea de înființarea unui ceva casă pentru ajutor pentru femeile abuzate. Da, chiar acum am înțeles. Da. Deci câteva proiecte. Un drum, drumul pe terasa gospodinelor care cred că chiar trebuie făcut. Exact, trebuie făcut. Deci nu au... Deci asta chiar e o chestie ok. Bine, după ce se desfințează și WC-ul la public de acolo, de la Panoramă. Deci sau au se fost face ceva. Lucruri care, cum se zic, că în spiritul construcției bugetare, de asta au și trecut amendamentele.
dumnealor și în felul acesta a trecut și bugetul. Este un aspect important ca bugetul să fie votat și să se ajungă, să se ajungă la... Nu, deci nimeni nu contestă lucrul ăsta. Da, că avem orașe mari din unde problemele sunt, care nu au buget încă. Deci care așteaptă să fie salvate. Da. Care așteaptă să fie salvate din punct de vedere bugetar. Pentru că, în general, în orașele acestea, cuiul lui Pepelea este USR-ul. De la votarea bugetului. Iașu, nu știu, Bacău, dacă între timp are buget. Da, nu știu, nu știu. Bucureștiul a trecut după ce s-au, după ce s-au acceptat amendamente. Bun. Cum, deci să înțeleg atunci că pe problemele mari, pe problema mare a bugetului, s-a putut negocia, avem problema colaborării strict politice aici, la viceprimari, unde ei politic au atacat alegerile și să înțeleg că totuși discuțiile pe alte aspecte decât cele politice există, constructiv? Discuții sunt constructive, încă o dată. Orice partid va încerca să transmită publicului și un anumit mesaj politic. Și atunci, normal, chiar dacă, încă o dată, stai la masă cu oricine și ești discuți rațional, când iese și transmite un mesaj politic, nu mai e prietenul tău. Deci nu în sensul că în culise sunt, partidele sunt prietene și în afară nu sunt. Nu în sensul ăsta, dar pur și simplu trebuie să transmită un mesaj politic. Eu le înțeleg aspectul ăsta. E adevărat că câteodată pentru un om normal... Nu ești familiarizat cu genul ăsta de comunicare. O să vă rog să dați un mesaj politic, dar mai spre sfârșit, să ne facem un exercițiu împreună. A doua îndeletnicire a consilierului local. Deci el reprezintă consiliul local în diverse instituții sau societăți comerciale, care sunt cu majoritar, cu acționar majoritar sau unic, municipalitatea de consiliul local. Deci, cealaltă calitate a ta este de reprezentant al Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale școlilor, în Adunarea Generală a Acționarilor a Societăților. Depinde cum ești ales de Consiliul sau Local. Sau în diverse ADI, Asociații sau de Dezvoltare. Sau în diverse Asociații de Dezvoltare Intracomunitară. Intracomunitară, care la noi în neamț, marea majoritate, sunt consumatoare de bani și inutile, dar mă rog. N-am auzit de un proiect în afară de cele făcute, nu de ele, cu deșeurile și mă rog. Uh-huh. Da. Bun, cum e să reprezinți municipiul, de exemplu, într-o școală? Dumneavoastră sunteți la vreo școală sau nu? Da, la trei. La care din ele? La liceul de informatică, la școala numărul 3 și la Gheorghe Cartianu. A, da, ați ales școli bune, mai Cartianu. Dar și Cartianu e școală bună. De ce? Da? Toate sunt școli bune, adică... Nu ai, problemele sunt aceleași, nu există că sunt școli bune sau când sunt școli rele. Problemele sunt aceleași. Bun. Care sunt problemele cu care vin, pe care le descoperiți când mergeți la consiliile de administrație din școli, din unități de învățământ? Păi, care să intereseze administrația? Deci, care să intereseze administrația sunt nevoile logistice, să le numesc așa. Da, se strică centrala... Plouă prin acoperiș, trebuie un nou teren de sport, trebuie să renovăm vestiarele de la sala de sport, s-a umflat parchetul într-o clasă, trebuie să o prindem pe încercat. Vă rog, transmite să o prindem. Deci când te duci ca și consilier local în... Este normal. Este normal. Este mai mult decât normal. Este absolut normal. Fiecare director și fiecare corp dactic din școala respectivă, ei sunt totuși majoritatea în consiliul respectiv de administrație, suntem noi... Un reprezentant al părinților. Da, doi reprezentanți al părinților, un reprezentant al elevilor. Sunt, nu știu, 11, 12, 13 membri într-un consiliu de administrație a unei școli, dintre care sunt doi sau trei consilieri locali. Și nevoile pe care vin spre dumneavoastră din școli, cumulate cu nevoile care vin spre ceilalți consilieri locali, nu ne arată o imagine a stării învățământului? Și care este starea asta a învățământului? Eu aș fi vrut, sincer vă spun, eu aș fi vrut să văd că de asta este Consiliul Local.
că se ridică cineva și spune în plen, propun ca în ședința următoare toți consilierii să facă pe o foaie A4, nu mai mult, că foile A4 sunt bune, le poți băga și în plic. Deci, într-o foaie A4, o sinteză a nevoilor din școli. Toate aceste foi A4 le strângem, luăm un om de la comunicare, așa, face o sinteză, pe care o punem pe site-ul primăriei. Nu o dăm la presă, că ăștia nu știu, o interpretează. Așa. O punem pe site-ul primăriei, ca să vadă tot orașul ce nevoi sunt în învățământul nemțean. După aceea, discutăm și de altele, cu ADI și cu astea sunt logistice, dacă nevoile sunt și... Deci eu vorbesc de astea logistice, da. Ce țin de administrație. Și după aceea, tot un consilier să spună, cer în mod oficial serviciului economic sau diviziei economice, sau nu știu, divizie, cred că astea sunt militari, adică de la economic. Mă rog, așa, să facă o situație. Cum s-au cheltuit banii în școli și licee în anul financiar trecut, nu în anul școlar, în anul financiar trecut. Și să vedem și noi, consilierii locali și odată cu noi, acești locuitori minunați ai municipiului Piatra Neamț, ce s-a întâmplat cu banii? Au cumpărat directorii de banii ăștia hârtie igienică, săpun și alte lucruri strict necesare pentru igiena școlii? Adică întrebi, ce s-a făcut cu banii? Păi cum? S-au dat la școală. Și ce s-a făcut? Nevoile școlii. Care sunt aceste nevoi? Mari, mici, mărunte? Să nu vă supărați pe mine. Să nu se supere onor divizia economică a primăriei. Eu am cerut să mi se spună mie, instituții. Care au fost cheltuielile pe luna? Și că toate cheltuielile noastre sunt publice, le găsiți acolo. Da. Iar îmi vine să vorbesc prescurt WTF. Știți? M-am dus și eu și m-am uitat. N-am văzut nicio cheltuială pusă acolo cu o delegație. Indiferent care ar fi ea. Păi probabil n-au fost atunci. 4 luni de zile nicio delegație din primăria Piatra Neamț? Probabil că nu s-a plătit. S-au... Eu știu că... Dar eu nu vorbesc de primar. Păi cine să mai duc în delegație? Vai de mine, vai de mine. Dar sunt procese, sunt alea. Adică, nu, vă dau un singur exemplu. După aceea, am dat la școli, în buget, am dat la școli atâta. Ok, ce s-a întâmplat cu banii aia? Că se duce Curtea de Conturi. Dar nu mă interesează Curtea de Conturi. Pe mine mă interesează că la școala 11... Da. Să știu, la 3, 2, 1, 7, că din banii aceia s-au luat pentru copii lucrurile strict necesare în școală. Și nu eu trebuie să controlez asta. Nu eu. Cei care dau banii. Bun. Consiliul local are reprezentanți. Mă înțelege? Adică asta am vrea să auzim. Nu numai eu, să știți că sunt și aia care nu se uită la ședințe de consiliu. Sunt câteva lucruri, ca să ne întoarcem. Mai ați plecat de la nevoile celor noi și să se facă o sinteză a lor și ele să se facă publice. La ce ar... Una la mână, când le pui cap la cap din toate școlile, constați că îți trebuie... O sumă foarte mare. O sumă foarte mare. Și... Da? Bun. Și nu ai. Nu ai, dar măcar știm atunci... care sunt nevoile și după aceea le putem prioritiza. Păi aici este. Totul este de prioritizare în momentul de față. Acum, fiecare va trage, fiecare consilier, director, părinte, dacă este școala respectivă, se va uita la școala lui și va vrea la școala lui. Poate este, nu îi se pare, de ce, nu știu, s-au stricat treptele și nu sunt reparate și s-au pus panseluțe în oraș. Mai important era să se repare treptele decât să se pună panseluțe. Înțelegeți niște lucruri pentru cineva care este pot implicat într-un proces pot de înțelege. Genul ăsta. Cu cât este mai aproape de el problema, cu atât este mai importantă și altele devin mai puțin importante. Da, este logic. Normal. Dar, revenind, nevoile sunt
mari și depășesc cu mult posibilitățile financiare ale municipalității. Dar, prioritizându-le, văzând care ar fi surse alternative de finanțare, că și aici este un aspect destul de important, o implicare mai mare a școlilor în atragere de finanțări pe cont propriu, cu sprijinul municipalității, cu sprijinul inspectoratului școlar. Da. Deci, pot să facă și ele pași. Sunt directori, eu am observat că sunt în mai multe consilii de administrație, sunt la 3 școli. Sunt directori care sunt mai implicați și mai, cum să zic eu, buni administratori. Ca profesori buni sunt cu toții, dar una este să mai fii și administrator și unii care sunt așa mai duși cumva de... Așa este. Sunt unii care spun și da, eu am făcut necesarul la primărie, ce exact. nu-mi dă, vedem exact. Dacă nu apelăm la părinți. Da, da, ceva de genul ăsta. Că la părinții mai ușor să apeleze. Sunt care reușesc să găsească soluții, să... Da. De acord. Eu acum fac abstracție de directorii de școli. Eu vorbesc de partea asta a consilierului care este acolo. Deci, consilierul adună. Care nu numai trebuie să, părerea mea, nu numai trebuie să le adune, ci să încerce să facă și ceva constructiv cu ele, nu numai pentru școala respectivă, ci într-un cadru general. Că suntem consilieri ai municipiului. Domnul Bălănescu, nu vă ascund că nu este ușor să te reîntorci în Consiliul de Administrație și să spui că nu sunt bani. Îmi pare rău, știu că este așa, dar nu intră... Am înțeles. Nu poate să intre anul ăsta. Bun. Vom schimba asta, schimbăm centrala, dar nu putem să... Haideți să mergem de la școli spre societăți. Societăți. Și vă să vă propun și un exercițiu la final. Dumneavoastră, din câte țin eu minte, sunteți la PubliServ. Da. Atât. Atât. Da, cred că e suficient. Deci, cât de bine este să fii în Consiliul de Administrație de la PubliServ? Păi aici nu se măsoară cu bine sau rău, una la mână. Trebuie să înțeleagă. Sunt unii care măsoară este cu bine. Este un aspect care este deosebit de important și trebuie, cred că mare parte dintre cei care ne urmăresc nu-l cunosc. Orice poziție de genul ăsta nu este remunerată. Da? Deci nu. Cei care sunt în AGA nu sunt. Deci în AGA, în CA, eu mă refer ca și consilier municipal. Da, da. Da? Deci nu iei bani de nicăieri. Nici ce au? Nici ce aurile. La școli. A, nu vorbesc la de școli, eu vorbesc de societăți. Cei care sunt în CA la societăți nu pot fi consilieri. Da, nu sunt consilieri, da. Da. Te reprezintă acționarul. Exact, da, exact. Vorbesc. Deci niciuna dintre activitățile astea nu este remunerată. De fapt, este, intră sub remunerația unui general, a unui consilier local. Are, ca să încă o dată să o mai precizez, este de 1000 de lei, aproximativ 1000 și câțiva lei, 1095 de lei, cred că, sau 1085 de lei pe lună. Da? Deci, în rest, toate activitățile pe care le ai de reprezentarea Consiliului în școli, societăți, și e un alte... fel de voluntariat asumat pe poziția... Intră în atribuțiile tale. Da, da. Da? Hai să ne întoarcem la societăți. Ce vreți să știți aici? Cum e? Păi nu știu, eu să spunem așa, PubliServ-ul, da? În momentul acesta, politica, reprezentați Consiliul acolo, politica acționarului majoritar sau unic, nici nu mai știu, cred că e majoritar, mai e cineva pe acolo. Nu, la PubliServ nu. Nu, deci 100%, da? Este de dezvoltarea societății sau este o politică de... conservarea acestei activități și cu niște planuri de alt tip. De ce vă spun? M-am uitat și eu pe buget. M-am mai uitat și eu pe buget, ca să spun așa, din când în când. Nu mi se pare că bugetul este făcut în așa fel încât să ajute dezvoltarea societății PubliServ. Bugetul PubliServ sau bugetul primăriei? Bugetul primăriei. Eu m-am uitat pe bugetul primăriei pentru PubliServ. Ok. Și nu mi se pare că e o sumă care să-i permită PubliServ-ului dezvoltare. Și eu când mă gândesc la dezvoltare, mă gândesc la achiziționarea unor utilaje care chiar să funcționeze, care să nu fie luate doar de dragul de a le lua și să le ții în magazie. Nu vorbesc de parandărăt, că nu mă pricep, nu știu ce e aia. N-am auzit de chestia asta, așa e un vis. Deci, dumneavoastră sunteți acolo. Care este ideea cu PubliServ-ul? Păi,
ești reprezentantul acționarilor sunt reprezentantul acționarilor la PubliServe. Acum, unul dintre aspecte pe care și aici, ca să zic așa, se apropie mult mai mult de ceea ce știu să fac. Și am o experiență pe partea asta de a administra o societate. Ai o societate la care ești acționar și pe urmă toată conducerea executivă, de la CA, director general și ce mai și tot personalul. Care este rolul acestor societăți? Una dintre întrebări este, domnule, de ce au fost făcute societățile astea ale primăriei? Pentru că, până la urmă, poți să faci toate activitățile care le face o societate, teoretic ar putea să le facă și un alt terț, în urma unor licitații, oricum se fac licitații și la care pot să participe și societățile primăriei. Acum, nu este simplu când tu ești o societate și ai cel mai important client, sau ai aproape un singur client. 90% dintre veniturile tale vin de la un singur client. Cu prețuri stabilite, impuse, pe care nu le poți schimba. Exact. Da? Și atunci ai niște limite în care să... Bun. Am înțeles. Eu știu asta, dar vreau să vă aud pe dumneavoastră spunându-le. Bun, de ce? Pentru că lumea percepe așa, PubliServe-ul nu este o societate, PubliServe-ul este primăria. Da, cam așa o percepe lumea. Deci așa percepe lumea. PubliServe-ul este primăria, Salubritasul este primăria. Nu se face niciun efort, și eu vorbesc aici de efort de comunicare, pentru a spune lucrurile foarte clar. PubliServe-ul este primăria în măsura în care municipalitatea este acționar acolo. Dincolo ar trebui să existe niște responsabilități. La nivel de CA, la nivel de executiv, directorul, managerul, ce-o fie acolo. Și dacă acum noi suntem în Consiliul Local, a fost o ședință, a fost despre PubliServe, deși n-am auzit de ședință despre PubliServe. Da. A fost una să, care chiar... Să presupunem că a fost o ședință despre PubliServe. Ne aflăm în anul de grație 20-21, da? După anul Dăncilă, și dumneavoastră sunteți reprezentantul grupului PNL, eu sunt reprezentantul grupului PSD, o să avem și opoziția celui de la PMP și a celorlalți. Și facem un comunicat despre cum arată orașul în momentul acesta. Au pornit furnalele la stația de asfalt. Da. Și eu încep din partea PSD-ului și spun, după ședința de azi, transmit, stimați cetățeni, după ședința de astăzi am văzut încă o dată cum majoritatea liberală, alături de cei care s-au aciuiat lângă liberal pentru a obține niște funcții, judecă situația unei societăți esențiale pentru serviciile oferite în acest oraș. PubliServe-ul nu are comenzi, PubliServe-ul a început să lucreze doar în fața, în sensul giratoriu din zona respectivă unde trăiesc anumite persoane și noi, PSD-ul, atragem atenția că PubliServe-ul are capacitate, dar nu este folosită, nu s-a făcut încă concursul, nu s-a atras răspunderea asupra niciunui dintre directori care, etc., etc. PMP-ul, prin domnul Gavrilescu, în calitate de fost viceprimar, care în campania electorală am atras atenția asupra faptului că trebuie stopat jaful public, acum vreau să spun că PubliServe-ul nu-și mai îndeplinește datoria de a stupa gropile care există de 4 ani în oraș. De aceea noi vom sprijini orice partid vine cu o politică clară asupra astupării gropurilor în oraș, dar în special să fie o politică de stânga. Așa. Și acum aștept PNL-ul. Ce ne spune despre PubliServe acum? Deci, una la mână că așteptările sunt inclusiv ceea ce spuneți dumneavoastră, este o chestiune pe care să
te folosești politic de ea. Orașul nu arată bine, are gropi. Da? Dar a ieșit din iarnă de o lună de zile, cred că. Da? Deci până atunci nu se putea face nimic. Corect. Inclusiv mă uitam la diverse comentarii pe rețele de socializare. Ați ajuns, aveți 6 luni de când conduceți primăria și orașul este plin de gropi. Dom'le, dar nu s-a putut interveni până acum. Deci asta este o chestiune care nu aveai ce să faci. Da, de acum se începe partea asta de plombări și cu capacitatea pe care o are societatea PubliServ, va dura pe tot parcursul anului, că nu poți să pui într-o lună, astupăm toate gropile din orașul ăsta și facem și 3 străzi și, nu știu, și ridicăm canalele și gata, arată totul bec și ne ducem acasă după aia. Că ce mai... Ne ducem acasă. Știți? Încă o dată. Știți bancul ăla cu Olteanu, 3 olteni să pe o groapă, nu? Era un cântec, îmi pare rău că nu pot să cânt. Ok, mi spuneți după. 3 olteni să pe o groapă. Unul puse o întrebare. Ce ne facem cu pământul? Rezultat de la săpare. Ce întrebare idiotă? Păi să facem o altă groapă. Știți? De cum să plecăm acasă de la PubliServ? Deci nu. Va... Exact. Rolul PubliServului este tocmai ăsta de întreținere. Eu nu văd PubliServul ca fiind o societate care să creeze lucrări mari de infrastructură. El, rolul ei este, asta trebuie să facă privații. N-ai cum cu o societate publică, la care acționar majoritar este o administrație publică, n-ai cum, ea trebuie să servească administrația respectivă pe chestiuni urgente și unde generarea unei proceduri de achiziție durează. Okay. Pentru asta sunt, eu nu văd o PubliServ să facă lucrări mari de infrastructură, asta e clar, ca să facă drumuri de la zero, nu ăsta este rolul. Aici trebuie să vină un privat care știe economic toată treaba, trebuie să ai specialiști tot timpul, ce ar însemna ca PubliServ să facă drumuri în altă localitate, să se ducă la Rosnov sau să ducă și apoi când primăria, are capacitate. Și atunci când primăria îi face o comandă, spun, dar n-am oameni, că sunt duși... Nu, dar nu poate să plece. Nu poate să plece decât dacă are oameni, adică dacă ai un management. Păi nu, dar un management poate să spună că este mai rentabilă lucrarea pe care o fac la Rosnov decât pe cea care o fac pentru Piatra Neamț. Deci managerul ăsta îți poate spune, dom'le, dar eu, dacă mă pui să administrez PubliServ, îmi dau seama că dacă lucrez pentru primăria Piatra Neamț cu prețuri impuse, nu-i în regulă. Eu de asta v-am întrebat. S-a ales calea de viitor pentru PubliServ? Asta deci, va fi calea? Eu care în momentul de față asta susțin, nu susțin ca PubliServ să facă lucrări mari de infrastructură, inclusiv apropo de, știți cum e, dumneavoastră ați insistat și pe bună dreptate insistați pe un aspect cu pe ce s-au cheltuit banii, unde s-au dus și eu am aceeași părere pe care o are și domnul primar Andrei Carabelea, de a ne concentra pe ce facem de aici încolo și să înțelegem cum sau... Eu nu vreau să înțeleg, eu știu, nu trebuie să înțeleg. Eu vreau doar atât ca primăria. Știți, se spune așa, când primăria dă pe cineva în judecată, este obligată să folosească toate căile pentru a duce judecata până la capăt. Chiar dacă unele procese sunt stupide. Exact. Și atunci îți cheltuiesc bani pentru asta. Dar eu am o întrebare. Când constat că niște bani s-au dat aiurea, încălcându-se legea, nu sunt obligat eu ca administrație pentru a putea să mă dezvolt, să fac tot ce este posibil ca să recupăr banii? Bun. Discutăm o chestiune pur teoretică, dar nu avem un subiect clar. Bai, dacă vreți, vă dau vreo 10. Nu, teoretic. Da. Suspiciuni. Dar nu suspiciuni. Deci. Unde există procese terminate. Așa. Unde există sentință care spune trebuie recuperați banii de la XYZ. Și nu s-au făcut demersurile în consecință? Și eu primesc răspunsul că întreb clar. S-au făcut demersuri? Până în acest moment nu s-au făcut demersuri. What? E de 4 ani decizia. Uite, dacă o situație de genul ăsta, puteți să mi-o dați și... Da, este scrisă deja în Mesagerul de Neamț. Da? Sunt vreo 4 de genul ăsta, scrise deja. Nu, de asta vă spun. Adică asta nu înțeleg.
Eu nu scriu ca să spun că ăla a făcut. Nu! Ci pentru a vedea că bani s-au cheltuit aiurea și nu se face nimic pentru recuperarea lor. Asta mă doare. De exemplu, mi-ați cerut o situație concretă. Păi, o să dau una simplă, că tot mi-a venit în minte. Timp de 6 luni nu s-au încasat niște taxe și impozite locale pentru o locație. Am scris, am spus. Pe mine mă interesează așa. Acolo erau vreo 60.000 de lei. Adică niște bani cu care puteai să faci niște lucruri. Minore. Luai hârtie igienică la o școală. Așa, nu s-au încasat că nu... Că nu și-au făcut treaba funcționarii din primărie. X, Y, Z. În sensul că n-au trimis somații? Nu, în sensul că au ignorat că acolo sunt niște contracte când au preluat bunul respectiv, deși au semnat și e semnătura lor acolo. Oamenii au funcționat 6 luni de zile, ei plăteau o chirie la o societate a primăriei înainte, aia, nemai fiind bunul ei, n-a mai încasat chiria, a și scris în procesul verbal. Ei au funcționat. Până la urmă s-au desființat la insistențele presei. Da? Ai situația cu piața monetară? Nu știu, eu nu dau. Acum am spus așa. Și mă interesează. S-au recuperat banii aia? Oamenii aia, dacă nu le-a cerut nimeni, nu i-au dat. Bun. Dar ăia care n-au cerut... Nu, 60.000 de lei e o sumă importantă. Este o sumă importantă. Și mai am și alte asemenea exemple. O groază. Asta este problema. Nu că scormonim... Ei, nu spuneți o groază. Ba da, o groază, vă mai spun. Aveți niște exemple. Dacă vreți, vă mai spun. De parcă ar avea... Deci nu, sunt multe. Mărunte, dar multe. Păi, orice bani acolo, pe mine, în calitate de contribuabil, mărunt, da? Mă interesează. Dom'le, de ce nu se face? E un exemplu. Bun. Primăria este o organizație destul de mare. Este mare. Mastodont. Nu chiar mastodont, dar este mare. Oricum. Și cert este că probabil unele lucruri, adică nu, cert. E demonstrat că unele lucruri nu funcționează cum trebuie sau ar putea fi îmbunătățite. Genul acesta de observații pe care le-ați făcut dumneavoastră este că nu sunt făcute cu răutate. Dar nu, este că, bine, ele pot fi înțelese și prin faptul că ar fi un interes ascuns, că nu... Nu, cred că este doar o lipsă de... Este pur și simplu de multe ori, la nivelul funcționarilor, o chestie, hai să ascundem rahatul nostru sub preșul nostru, în familie. Și să ne protejăm unul pe altul. Asta după ce s-a descoperit că e o problemă. Că nu a fost cu o voită făcută. Pur și simplu, o scăpare de lipsă de profesionalism. Da. Și știți cum este. Deci eu în primărie aici și este o luptă pe care o să sperăm să o câștigăm în cele din urmă. Se lucrează foarte mult pe hârtie. Deci totul este pe hârtie. Partea asta de tehnologizare și de aduce către niște softuri anumite chestiuni, pentru că, apropo de ce spuneați dumneavoastră, contractele alea pur și simplu s-au pierdut între... De compartimente. Da, s-au pierdut între compartimente. Dacă acelea erau trecute într-un soft, pur și simplu te anunța softul aici, roșu, nu s-au încasat bani aici, pe contractul ăsta, ce e cu el? Aduc când ai într-un vraf niște contracte, nici nu mai știi. Se fac în momentul de față mii de contracte anual. Da. Da. Ele trebuie să fie făcute pe câte un an de zile și se reînnoiesc anual. Da. Trei luni de zile, niște oameni refac contracte. Mă, niște chestiuni care ar putea să se facă automat. Automat. Automat, da, așa este. Doar cu actualizări, dacă e vorba de prețuri sau altceva. Exact, dar asta pur și simplu, dintr-un tabel unde modifici prețurile, apoi contractele se generează automat, nu trebuie să iei la mână fiecare contract, să scrii suma din nou, data. Dar știți cum este? Sunt funcționari care le place să ia hârtiile ad labam, adică... Unora nu că le place, e pur și simplu te-ai obișnuit. Atunci când ești obișnuit cu un sistem, crezi că ăla este cel care funcționează. Normal că este și o rezistență la schimbare. Nu va merge, pentru că omul, așa cum, încă o dată, ineficient, dar el face o treabă de dimineață până când la terminarea programului. Așa s-a obișnuit să o facă timp de 5, 7, 10, 15 ani într-un mod. Și vii acum și spui, dom'le, dar nu e eficient. Iar mă înveți tu pe mine acum. Cum trebuie să fac? Asta de... Da, corect, așa este. Eu fac treaba asta de 25 de ani, dom'le, spui mie cum îți faci o hârtie. Nu spun cu
răutate. Încă o dată, marea majoritate dintre oamenii chiar știu ce fac și unul dintre aspecte pe care este foarte important este că știu cum funcționează lucrurile. Deci știu parte de legislație, că câteodată nu sunt eficienți și asta cel puțin se poate schimba în momentul de față prin tehnologizare, vor fi pași. Da. A trecut o oră. Și mai aveam. Și mai aveam de discutat. Nici n-am apucat să discutăm ce mai, cum vă mai merge afacerea. Este bine, este bine. Acum dacă se mai ridică din restricții, mai... Da, asta așteptăm și noi, să, ca oamenii să înceapă să devină mai relaxați și, cum spuneați la început, jandarmeria să-și facă datoria. Să-și facă datoria, să-i amendeze pe cei care nu se relaxează. Da, asta este un lucru bun. Eu vă mulțumesc pentru participarea la această discuție, la cafeaua noastră de astăzi. Vreau să înțeleagă toată lumea că noi, când spunem lucrurile astea, nu le spunem ca să spunem neapărat de rău, ci ca ele să nu se mai întâmple, să fie de bine. Să fie de bine. Pentru că altfel, datoria este să critici. Spunea cineva așa, și că de ce îl critici pe ăla dacă a făcut un lucru bun? Ca să-l facă și mai bun. Ca să-l facă și mai bun. Eu, ce pot să vă spun? Sunt lucruri bune care s-au făcut în oraș. Așa, mărunte. Și mai sunt mărunte. Și mai mărunte. Dar asta nu este o scuză ca să nu fii criticat. Să nu accepți critica, să nu răspunzi la telefoane sau la mesaje. Simpla scuză că ești foarte ocupat să semnezi hârtii nu este suficient. Deci, eu am pus la dispoziția primăriei fiecare zi de vineri. Oricine vrea poate să vină din primărie și din societățile primăriei la emisiune cu o problemă pe care vor ei să o facă cunoscută populației. Și eu promit să și sponsorizez acele emisiuni. Plătesc eu dacă problema respectivă este pentru binele populației. N-am văzut, cu excepția unui viceprimar asumat, să-și dorească cineva să vină să ne spună lucrurile astea. Pentru că probabil nu se acceptă stilul acesta de discuție în care spui, cum dumneavoastră s-a acceptat foarte frumos, da, domne, fii cu mine așa cum trebuie să fii într-o emisiune. Întreabă-mă și eu îți răspund în măsura în care pot, cu cât pot. De aceea, încă o dată spun, nu facem cu răutate. Domnul Bănescu, eu v-am facem spus, constructiv. Nu e ușor să te afli în fața unui jurnalist care poate să spună și întrebări incomode și poate unele lucruri nu le stăpânești. Dar n-am stabilit o tema. Dar nu am zis să vină cu tema da, respectivă. Dar puteți divaga ușor. Nu, promit să nu divaghez de la tema respectivă. Că aveți poate discută, ceva care să... Discutăm despre proiectele mari de infrastructură ale orașului, despre alea discutăm. Nu divagăm nimic. De exemplu, o temă care mă interesează acum și interesează pe toți, direct sau indirect, fie că se uită sau nu se uită la ședințele de Consiliul Local sau la noi, este aceea a serviciilor către populație în următorul an. Și nu întreb degeaba, pentru că expiră contractul cu parkingul, expiră contractul cu Xdatasoft, se vorbește despre locativ SERF ca despre o societate în plină expansiune financiară, despre PubliServ, așa, despre Salubritas nu mai vorbim, că despre gunoi nu mai de bine. Mai aveți răbdare o lună de zile. Să mai am răbdare o lună de zile? Bine. Probabil că se va ajunge la o variantă și cu toate aceste servicii către populație. Promit să am răbdare, dar poate dacă s-ar discuta nu numai în spatele ușilor închise, atunci s-ar găsi poate și alte soluții. Să nu primim soluția în plic. Nu e vorba că în plic de a primi, ne-am obișnuit să primim. Nu e vorba de a primi soluția în plic, cu toate că și plicurile câteodată și tot ce primești în plic este important și este un mesaj pe care trebuie să-l parcurgi. Dar
înainte de a ieși public cu ceva, trebuie să îți creezi scenariile posibile. Corect, și să le construiești. Adică nu, să corect, nu fii chiar... Că nu toată lumea știe, de exemplu, ce înseamnă să reorganizezi parkingul, unde da, ai trei, nu știu câte mii de contracte, 7.000, exact, 10.000 de contracte, care este o societate pe acțiuni, ceea ce înseamnă altceva decât un SRL sau un SA. Pardon, deci, este societate pe acțiuni. Este simplu să arunci o temă și după aia să dai seama cum o faci. Da. În momentul în care ai variantele, domne, astea sunt variantele noastre, haideți să vedem dacă mai sunt mici ajustări, că nu toată lumea poate să aibă toate datele, dar un mic ajustare acolo, o virgulă, un punct, o, nu știu, un punct și o virgulă. Da, ar fi interesant. Eu vă spun cinstit că poate sunt oameni în orașul ăsta și eu cunosc vreo câțiva care ar putea să vină cu o idee, dacă ar fi băgați în seamă. Astăzi, după ce terminăm emisiunea, noi de aici o să facem, știți că s-a lansat o chestiune de proiecte pe site-ul primăriei și nu s-a înscris nimeni. Astăzi noi vom completa acea chestiune. Vom avea un proiect care nu generează niciun cost și în care parteneri sunt primarul și consilierii locali. Deci nu generează niciun cost și va produce foarte multe economii. Și voi vedea dacă mă va invita cineva să discutăm pe marginea lui. Că așa se spune acolo. Dumneavoastră propune și noi vă luăm în calcul și discutăm. Vă mulțumesc mult, vă doresc o zi frumoasă. Un coleg de-al meu spunea înainte de emisiune să punem tema cum e cu vederea în politică. S-ar putea în emisiunea viitoare să punem de aici. Măi, este o chestiune subiectivă tot timpul și atunci vederile sunt multe. Mulțumesc frumos, la revedere, cele bune, oameni buni!